PSD e hotărât să organizeze în toamnă un nou miting cu susținătorii partidului. La presiunea filialelor și în contextul ultimelor proteste violente, Codin Ștefănescu, secretarul general adjunct al PSD, e convins că se vor aduna mult mai mulți manifestanți decât în 9 iunie. În interiorul partidului se discută o idee pe care eu o susțin. Să facem și noi un miting în această toamnă mult mai mare decât data trecută. Asta este din ce în ce mai mult o cerere din teritoriu din partea celor care ne votează și ne simpatizează. Membrii de partid ne cer acest lucru. Va fi un miting mai mare decât cel de data trecută. Să vadă toată lumea forța pe care popor român o are. Urmează ca în cursul acestei luni să discutăm cu toți colegii noștri și să vedem dacă este necesar să facem lucrul acesta. Eu personal susțin acest lucru, o astfel de idee, a declarat Codin Ștefănescu pentru România TV. Acesta a mai spus că președintele PSD Liviu Dragnea a luat la cunoștință cerințele din teritoriu. Noi am avut un miting foarte liniștit și a fost foarte bine la mitingul cu sute de mii de români pe care l-am făcut, nu a fost niciun fel de violență. Noi am vrut să arătăm forța unei majorități care iese la vot la urne și decide ceva prin vot. Văzând toți susținătorii noștri toate aceste atrocități, au motive să ceară așa ceva, a mai spus.